Noul an școlar nici nu a început, iar ministrul învățământului Sorin Câmpeanu face profeții negre pentru părinți și elevi. Acesta estimează că Bucureștiul va ajunge la rata de infectare de 6 la 1000 de locuitori în octombrie, scenariu care impune închiderea școlilor. Reprezentantul Ministerului Educației a făcut un anunț îngrijorător, precum că este posibil ca în a doua jumătate a lunii octombrie capitala să atingă pragul de 6 infectări cu COVID-19 la 1000 de locuitori, moment în care toate școlile vor trece în online pentru 10 zile. Astăzi, în București, avem 1,02 rata de infectare. La 1 august aveam 0,13, deci într-o lună am crescut de 6 ori. Dacă nu înțelegem importanța vaccinării, este posibil să ajungă în a doua parte a lunii octombrie, Bucureștiul la 6 la 1000. A nu se confunda atingerea pragului de 6 la 1000 cu intrarea în carantină. Ar urma să stea 10 zile, 2 săptămâni în online. Așa a fost și valul 3, a declarat ministrul Educației Sorin Câmpeanu. Ministrul a spus că deocamdată, cu o săptămână înainte de începerea școlilor, nicio localitate din România nu are o rată de incidență de 6 la 1000, cu excepția două comune care erau în carantină, dar una dintre ele nici nu are școală. Prin urmare, așa cum se prezintă lucrurile acum, școala ar începe cu prezența fizică peste tot.